A venit vara, iar meteorologii anunță temperaturi extrem de mari, dar pentru că până de curând vremea a oscilat de la frig la cald, organismul nu a avut timp să se adapteze. Diabeticii, cei cu boli de inimă, astm sau tensiune sunt predispuși, chiar la infarct. Specialiștii spun că dacă respectăm câteva reguli, am putea scăpa de neplăceri pe timp de caniculă. Temperaturile ridicate din zilele toride de vară pot afecta grav funcționarea organismului, având efecte negative atât asupra sănătății fizice, cât și asupra celei psihice. Cei mai vulnerabili la căldură sunt copiii și bătrânii, însă fără o îngrijire corespunzătoare, oricine poate suferi de pe urma caniculei. Recomandări pentru populație în scopul prevenirii incidențelor în perioada caniculară ar fi: evitați expunerea la soare prelungită între orele 11-18, purtați pălării de soare, haine legere, din fibre naturale, de culori deschise, beți zilnic 2 litri de lichide, nu consumați alcool, bere sau vin, deoarece favorizează deshidratarea, evitați băuturile cu conținut ridicat de cafeină, ceai, cola, cafea sau zahăr, sucuri carbogazoase, deoarece sunt diuretice, consumați fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă. Evitați activitățile în exterior care necesită consum mare de energie, sport sau grădinărit. Persoanele care suferă de anumite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiile medicului. Pentru sugari și copiii mici se va realiza hidratarea corespunzătoare, copilul va fi îmbrăcat lejer, nu va fi scos din casă perioada caniculară, din zi, cu pălărie pe cap. Noi suntem pregătiți să intervenim în acordarea primului ajutor medical la pacienții care necesită îngrijiri medicale. Dispunem de ambulanțe dotate cu aer condiționat, oxigen, soluții perfuzabile și tratament necesar. Avem 9 echipaje pe timp de zi și 7 echipaje pe timp de noapte în stația centrală. Efectele caniculei asupra sănătății variază de la om la om și depind de starea generală a sănătății, greutatea corporală, vârsta, boli cronice. În mod normal, organismul se răcește prin transpirație, dar în anumite condiții transpirația nu este suficientă. În astfel de cazuri, temperatura organismului unei persoane expuse crește rapid. Câțiva factori pot afecta capacitatea organismului de a se răci în cursul creșterii temperaturii. Când umiditatea este foarte mare, transpirația nu se evaporă atât de repede cât ar fi necesar, ne lăsând astfel ca organismul să piardă prea repede căldura. Alte condiții legate de risc includ vârsta, obezitatea, febra, deshidratarea, bolile cardiace, bolile mentale, slaba circulație, arsurile solare și unele medicamente, droguri sau alcool. La primele semne de alterare a stării de sănătate, se recomandă prezentarea de urgență la medic.